pasculițele și... Cui? Și ați găsit vreun cumpărător astăzi? Ați vândut ceva? N-am vândut nimic. Cratițele de unde le-ați luat? S-a dumneavoastră? Am miele de făcui. Deci nu, rându-s noi. Nu, nu vei jale să le vindeți? Dar sac dacă trebuie. Dar purcă... Că mai încălzirea plătește, se plătește, tăti, se duce tot, nu... Fac vara, fac o leacă de rezervă și apă mâia mai pot plăti. Dar unde ați lucrat? Ca profesor încă. Ce ați predat? 65 de ani de staj. Predat fac fizică, matematică. Eu nu cred în nimic, mă. Nici în mine însuși nu pot crede, mă. De ce? Dar de ce? Dar de atâta că... Cum să spun? Trăiesc numai că nu mor. Vreau să mor. Și atunci scap de toate. Mă numesc Pavel Bacalem și lucrăm la 1 noapte. Eu m-am născut în 1931, încă era numai nu la noi. Războiul s-a împrăcut la noi, a fost în 40. 39 s-a început încolo, trecut la noi în 40. Și în 40 au venit puterea sovietică, le-au luat toate documentele, le-au trecut în clase. Ne-a luat limba, ne-a spus că noi am învățat limba moldovenească de azi înainte, ne-a dat documentele lor și am început să ne persecute pentru limbă. Nu vorbiți așa, nu vorbiți pe dincolo. Trebuie, de ce spuneți, ce faceți, unde vă duceți, de ce mergeți, dar trebuie și faci, unde te duci. Ei, noi ca copii și putem face nimic. Am învățat un an, profesorii nu știe mai mult carte decât ei. Așa am terminat până când am avut și profesori buni. Dar la început am avut foarte răi. Nu știu, cu 7 clase îi aduce și îi pune spre dăie. În 40 s-au dus, au venit înapoi, au venit ai noștri, iar ne-a dat limba noastră, bucuroși toți, toate, de toate ne avem și când avem, când în 40 nici hârtie nu avem. Scriem pe dos, nu suntem în pod la școală și luăm maculatoare, era la români, scriem pe hârtie velină. Era hârtie dublă, neagră, punem de sus și deasupra și scriem. Pe urmă scotem și ne-e frumos, conspecte și așa mai departe. Și nici hârtie nu aveau pe margini de gazete, pe margini de cărți, scriem mai departe. Unii ne-a dat tot înapoi, ne-a dat cărți, ne-a dat toate. Și am învățat până când iară au venit. Două ori. De mai două ori nu s-au dus. Am venit, s-a aranjat. Dar de ce spuneți cu rămâne, vă sunteți ca acasă? Eu m-am născut la dâns și am învățat la dâns și n-am simțit niciun fel de micșorări de drepturi. Da, absolut, avem de toate, și hârtii, și cărți, și manuale, și mâncare, și atenție, și adresare frumoase, limba care cunoștem. Asta pe mine m-a frământat mult. Și am doresc același loc, să văd ființați odată limba și dreptul ei ilegal. O folosim fără să mă feresc. Mergem prin autobuz, ei, tu român, ei, tu burghez, ei, tu moldovan-baran. Iată, care spun eu. Eu pe ruși nu l-am făcut, rus, porc și mai departe. Toți au venit la noi în Republică, ne-au luat casele, au deportat lumea și mai departe. Eu nu l-am făcut. Tatăl meu era funcționar și când a venit puterea sovietică, el era în România, în Ardeal, la sanatoriu. Și când au dat voie să deschidă hotarele, tatăl a venit încoace. Și a ieșit așa din Sovietul Sătesc, cum zice atunci, care aveau ciudă că el a fost în judecătorie lucrător, și l-a arestat.
deodată, nici nu a intrat în casă. Dar pe fratele lui l-a luat, tot a venit înapoi în coași, tot a fost în România. A fost profesor la liceul Sinopol, din Soroca. Și tot a rămas acolo și când a venit în coași, soția lui, prihadi, era o hreleacă, prihadile nașe, nașe. Și mi-a dat voie nici să apropie, l-a apucat și l-a dus. I-a dat la mașină, l-a dus la vagoane, în trenuri, l-a dus prin curgan, nu știu pe unde încolo, l-a dus curgan, mă zic, așa, nu, Caraganda, mă zic, în orice caz încolo l-a dus, l-a dus în, cu trenul în linie moartă, trenul din animale, de animale, i-a lăsat fără mâncare, fără nimic, pe o parte i-a împușcat, pe care și pe frate l-a lăsat. Mama a trăit 72 de ani. Acasă, a cumpărat o căsuță și acolo avea de toate ce trebuie. De-am eu scăpasem și eu și mai căpătam și eu parale. Pregăteam niște băieți, când eram elev. Ei veneau la mine, ei rămâneau corejenți, repetenți și veneau și pregăteam. Și dădeau îndată examenic. Eu trimis la mine, eu trimis profesorul meu de matematică. Zic că nimeni nu vrea să puși din profesori. Ei nu știu nimic, nici tabla mulțării nu știu. Eu trebuie să vină și m-am apucat de dânsul și i-am pregătit și au trecut clasa, au terminat. Da, după aceea am trecut și am intrat 10 de lucram în Văstoară, la școala serală și, nu, la institut, era în Soroca și la masă lucram la școala serală. Învățau cei care lucrau la comanda de pojar, miliționieri, judecători, doctori, doctori în știință care au pierdut în timpul războiului și nu le-au socotit documentele. Și eu i-am învățat și au terminat mult. Toți au terminat. Au terminat unul și cu medalii. Dumneavoastră, atunci ați știut că vreau să fiți profesor? Nu. Eu am fost judecător ca tata. Dacă nu m-au primit că nu eram membru de partid și nici n-am vrut să înt, și trebuie să am recomandații de la membru de partid care va din aici, cu căpățână vechi și armata făcută. Dar eu de unde armata făcută? N-avem armata făcută. Și s-a deschis institutul învățătoresc în Soroca, când începusem să lucrez în școala din Rădi. Și de acolo ne-au luat și ne-a trimis în institut. Dar din institut ne-au luat și ne-au lăsat la lecții, dar de după masă nu făcem lecții. Și am lucrat în oraș, în școala din oraș. Și mulțumit că au rămas toți bătrâni și ei mulțumiți. Când m-am dus, mi-era rușine, cum se zic eu, el e ca bunelul, era locțitorul șefului poliției pe raion. Era elev la mine, Turturic, familia. Eu și familie țin minte. Bunile, la urmă, mai mulțumesc. Nu m-am așteptat eu un bătrân ca atât, ca să pot mântui. Este 7 clasă. Și imediat eu dat gramotă, doar tăiți, tot frumos, l-a scos și l-a înaintat în grad. Datorită dumneavoastră? Da, datorită. Răionul Ocneță, Răionul Florești, Răionul Soroca, Chișinău, în toate răioane din Chișinău am lucrat aproape, numai la Botanica nu. Din 1949 până în 2015. Ultimul an a fost 2014, 65 de ani. Să iubești munca, de-am dacă m-am dedat învățământ, de-am înținut învățământ. Să iubești munca și să muncești, să te stărui, să nu insulți pe nimeni, să cauți, ajuți, să stimezi pe toți împrejur, să nu ridici nasul, că ești ce mai. Asta e principalul. Și educație, cum se cade, să fii și om. Nu numai știință, dar și cultură. Astea, ambele. Care pensie? Vreo 5.000 și ceva. Și va ajunge banii așa? Ajunge. Spun că nu ajunge. E dacă avem rezervele care am avut,
Vă spun că a murit soția, am fost eu, s-a dus. Numai pe căldură plătesc 1500. Păi mă plătesc medicamentele mai mult decât toate. Eu pe mâncare puțin plătesc. Cel mai mult pe medicamente. Așa că nu mor de foame. Dar așa să fiu satisfăcut și mai ales fiu satisfăcut prețuirea muncii mele. I-am spus, am fost, eu m-am exprimat, am ajuns până la minister am ajuns. Mi-a promis că mă ajută, că îmi mărește pensia. Și după aceea m-a trimis la asigurare socială. Zice, s-a uitat, las că noi vedem. Și s-a uitat și a zis că nu, mă, tă nu poți să primești mai mult. Trebuie să aștepți încă 3 ani și pe atunci îi primi. Dar 3 ani eu am stres. Cum? Mă ajută copiii. Da, cum mă ajută copiii. Copiii mi-a ajutat și cu bani, mi-a ajutat și cu mâncare, și cu alte, și cu alte. Dar nu ajută și cum trebuie. Am avut încă neplăceri multe. De jos m-au inundat, au dat drumul. Am plătit 4.000 lei. Și am curățit, am făcut și numai bine am făcut. Alt nebun a făcut și a scăpat, o tăiet. Stoiacă, zice, truba asta care vine în jos, țeava asta. Și eu crăpat și iar s-o spart, iară. Și am carat apă, m-au ajutat niște oameni, pe urmă a venit, s-o curățit și am plătit, o adus separat din Moscova tocmai. O spart, o farmat, o adus și am plătit. O dată, mi-a luat 1.000. A doua oară o să spun că ai plătit prima dată și am venit a doua oară, că nu m-au făcut și iar o trântită. Mi-a dat 600 numai. Păi după ce am stat la spital, după ce a murit soție, e clar că am cheltuit totul. 3 insulturi, 5 ani, la pat. Asta nu e glumă. Cât mă mișcam până la piață, până la magazine. Restul lângă dânsa, așa tot, tot vremea. Dar atât am, odată în pat, nu a fost ud, odată mic, o apucam de soare, și baie făceam în toată săptămână, o ridicam. Cum ridicăm bavana, punem o taburetcă cu cioarele în sus și în zâță punem o scândură și apăsuiem cu un picior, și apăsuiem cu altul și apăcam și o punem pe scândură și apoi și în baie. Și toată vremea curat a fost. 3 infarcte eu am avut. Ultimul a fost urât. Ultimul, spun că am stat 2 săptămâni în spital și pe acasă, mai mult de o lună m-am lecuit încă. Tare urât a fost. Am cum vă spun, când bine, când rău, așa e. Uneori mă simt rău, tare rău și mă năcăjesc, aici încoace, beau pastile una altă și... Uneori trece mai ușor, uneori cum în zi trece, depinde cum. Citesc, mă mai duc până în parc și înapoi și vin, iar citesc. Mă uit la televizor, nu prea ai ce te uita, așa că da. Mama mea uite un film, vine la ProTV, vine film vechi, românesc, rusesc, da, vine vechi, de când țarul, de când tare și mai departe. Am văzut totul despre Lenin, am văzut totul despre Stalin, arătat totul în inimă așa cum a fost iar. Am văzut totul despre Dzerzhinski. Am văzut despre Hrușov și încă și neplăcut am văzut despre Dzerzhinski, care a făcut toată nebunie cea mare. Eu le urmăresc astea cu interes, văd, au pățit în ceva, toți au pățit, nici unul nu a scăpat. Citesc, toate le citesc, le mai uit, eu mai mult țin minte cele din urmă, și romane, și... Și militare, știți, și tehnice, științifice, și poezie, dar de toate care mi-au plăcut. Poezie și singur am scris. Când era la Puterea Sovietică, am scris o poezie de 8 martie. E vorba matematic, dar zic, hai să o scriu. Și am primit 75 de ruble. Rima tare, dar n-am păstrat-o. Nu știți, când ne-am mutat de la gazdă, la gazdă, s-au pierdut. Dar cea mai mare are? Dacă nu-i cultură, nu-i nimic. Cultura are mare însemnătate.
Am acasă, poate trebuie să văd unde le dau, unde le vând, poate. Am 7 prosoape bătrânești, brodate, croșate, flori frumoase, 3 metri lungime, unul. Și aștept să văd ce să găbăieți cu ei, să le dau. Și mai vând din când în când ceva, că au fost am vândut. Deci s-au cu dânsele, ei nu vor. Nu le trebuie, ei. Ei nu o să facă nuntă ca la țară. Vând cât de bea. Uite, un om, nu știu, și-a arătat eu 30 de lei. Zice, ei, unde cât? Moșule, cât ai? 20, de 20. Băi, mulțumesc, chiar nu avem. Cuțâțe am vândut, furculițe am vândut, deste mahtorul, e frumoasă, bune. Așa le-s pentru viață, nu mă scăiesc chiar mă. Este mă e răb de ruginesc, răb de... Conducere vinovată, cine vinovată? Altcineva, cine poate fi vinovată? Și ei vinovați, care trebuie tot să iasă cum în alte țări. În Armenie, cum în Gruzie, cum în Azerbaijan. O ieșit cu toți și gata dat afară. Aici nu-l poate da afară pe Dodon atâta timp, așa sau pe altul. Gata, parlament și nu știu mai departe, dar acolo nu se uita nici la parlament, la nimic. Făcut tot, o dat afară și o numit și ministru, o numit și prim-ministru, tot. Dacă ați vedea-o pe Maia Sandu și ați avea ocazia să vorbiți cu dumneavoastră, ce i-ați spune ei? În primul rând, i-aș dori mult sănătate și succes. Să realizeze ce și-au pus în vedere. Fiindcă ei au pus în vedere să facă numai bine poporului. Să-i mărească salariile, să mărească pensiile, să aprovizioneze gospodăria sătească, să, în primul rând, epidemia să nimicească. Nu, ce rău, cum poți să îi dorești, e rău. Oamenii sunt deraiați, oamenii... Cum îți bătuți la capul de toate și pentru toate, el săracul, amul nu știe ce să facă. Dar și să mă nărăjez, dacă Dumnezeu așa l-a dat, așa iese. Eu nu și pot să schimb. Dacă eu am văzut cu ură la dânsul, apoi să fac mai bine mie ori lui, nimic. Cum l-a dat Dumnezeu așa iese? Fiecare om e frumos în felul lui. Soția mea, cum să vă spun, verișoara mea mi-a făcut cunoscută. Dar după recomandația mamei. Mama mea e dintr-un sat cu părinții soției, cu soție. Și odată la izvor, cu este păduri împrejurii frumos, așa, este izvor, și mama s-a plecat să se bea apă. De ea s-a repezit și o lasă cănuț și o servit-o cu apă. Și atunci când o servit-o, ei s-au întipărit. Eram în clasa 10 și într-o zi, mă cheamă și îmi spune, zice, ia să te uiți la fetiță și aia. Zic, dar mamă, eu încă nu, eu nu căutam, eu șahmatist, biliard, volebol, toate, turnic, aia să mă ocupam, dar cu fetele nu. Că au fost niște fete, le-o trimis mama mea, și ei trăiau în dealul Soroșei, și eu n-am vrut să mă duc cu dânsele, prin păduri, prin pădurici, ne jucăm și pe zic, eu nu ne jucat de asta, eu încă-s copil, zic. Voi dacă vă trebuie cavalieri, ce vă căutați? Și mi-a spus mie să mă supriviesc. Eu 2-3 ore m-am uitat când iese de la lecție, în alta, am văzut-o. Și i-am spus mamei că mi-a plăcut, zic, eu îmi s-o rog verișoară mea să mă facă cunoștință. Și am urcat pe verișoară, el era la internat amândouă. Fug cunoștință și de atunci am prietenit 2 ani de zile. Erau care s-au îndrăgostit, îi vineau, și eu cu mine în bancă, le arătam, le făceam, în altă. Ba, dansuri mă dușeam, dar așa nu. N-am prietenit. N-am vrut, pur și simplu n-am vrut. Și pe ce m-am căsătorit și nici atât. În primul rând, cum mă spune, e simpatică, nu? Și bună la suflet, gospodină foarte bună, minunat, foarte bună, multe. Gospodină învățat de dânsa tortă, prăjituri și mai departe. Și, dar mai departe a devenit una din cea mai bună profesoare de chimie din Chișinău, din Republică.
La toate concursurile era locul întâi lor. La chimie, dar și știi, două, trei locuri. Medalie în punct, întâi locul, doi locuri, trei. Am fost la Șeripcău, acolo era Cemârtan, era un coleg de meu. Nu știu dacă el m-a ating omorit, vă străiește. Încă el vroiesc, căsătorească cu fosta mea, cu fosta mea soție. Era încă elev încă, mă întâiesc, el era răspredirit, distribuitorul locurilor. Pus harta și i-a dat și el sunet. Și el tot o țăsă pe soție, eu prietenie mea cu soție, dar o pățăsă că nu acolo, nu acolo, nu acolo și o trimite la Găgăuș. Și el că, ai să mergi cu mine. Și vine ea și îmi spune, zic, ia de mai de la încoace, mai după eu, zic, ce vezi? Asta e soția mea, zic, eu de mult, zic, aproape căsătorit. Eu am scos-o de la asta, am scris-o la loc, am ocupat loc pentru dânsă și mai după. Aia e bine dacă e ta numai, să te spune. Noi nu ne-am certat niciodată, noi ne-am împăcat așa. Dacă greșesc ceva, spunem, văd, greșesc. Ca acum de atât, greșești tu, la fel facem. Da, să ne certăm, ori să ne divorțăm, ori să ne batem, să ne ucidim unul pe altul, zic, asta nu e pentru mine. Eu în viața mea n-am atins pe o fată cu o sfârlă măcar. De fapt, dacă să trăiască să ucidă unul pe altul, să bată, să bătrească, e mai bine să se părțească. Asta eu sunt de acord. Dar nu sunt de acord în general să rămâi copii fără părinți. Un copil trebuie crescut foarte atent. Foarte atent. Uneori fără voie poți să faci ceva rău. Deci trebuie foarte atent. Și trebuie să consulți și cu alții. Cu soție, cu părinți, cu bunei, cu cine trebuie. Chiar dacă e bolnav, chiar dacă altceva. Chiar dacă e obraznic. Chiar, nu, orice caz, conversații, consultații cu apropiații face mult. Îi face bine să-i știi prietenii, să-i știi prietenii, să-i dai sfat când trebuie. E bine să-l crești, să-l ai, să-l vezi, dar tare dureros să-l pierzi. Asta e, Doamne ferește. Dragă mea, eu nu pot să nu cred. Dacă m-am născut în religie și în școală tot religie am învățat, până în putere sovietică. Și am iară să învață religie. Apoi dacă eu de mic, dar sunt alții care bogați mari de înălță și cred, sunt oameni în știință care au cucerit stelele, luna, Marsul, și cred în Dumnezeu. Eu ce să altceva? Eu am a mea părere. De ce? Deoarece Dumnezeu a făcut lumea și El i-a făcut în așa fel, că unii să fie bogați, unii să fie săraci. Nu eu i-am făcut, El i-a făcut. Așa că El știe, merită El să fie bogat sau nu merită să fie bogat, sau la lăudauri, la pedepsiuri și așa mai departe. Eu dacă l-am învățat eu elev, eu vă spun, merită El să fie matematică, ori nu merită, merită El. Așa Dumnezeu l-a făcut, l-a învățat. Ori îl pedepsește, îl lasă. Se îmbogățească și pe cel pedepsește, pierde tot într-un timp. N-are nimic rămâne. Ori moare, ori se îmbolnăvește, ori multe altele. De pedepsește e ușor. Dumneavoastră vă considerați un om bun? Lasă spui altă. Eu nu am făcut la nimeni rău. Niciodată, nici nu m-am stăruit să fac rău. Chiar mi-au făcut rău. Eu am scos om de la închisoare, dar pe mine era smăvării la închisoare. Adunările este la piața Adunării Naționale, pe la, acolo, până la Parlament, când împușcau, când... Numai că eu m-am ferit cam, nu mă vărăm așa, unde nu trebuie. Dar ați fost prezent, nu? Ce vorbă dacă m-am împușcat copii, tineri. Ce vorbă? Orice dorință, dacă e îndeplinită, să știți că e mare. Cât de mică. De dacă ți s-a îndeplinit, așa se poate. Ia că parcă e lucru cum era înainte. Găsește o copeică, găsește un leu.
Alt trece și nu vrea. Băi, asta tot e muncă. O pui, îi dai cuiva, mai pui și una alta, alta. O stimez, că e munca cuiva care e făcută. Doresc pace, doresc liniște, doresc sufletește toți să fie mulțumiți, să aibă trai, deci, să aibă ce trăi, gospodărie, republica să înflorească, să fie bogată, să aibă oamenii ei, să nu și armat străină pe teritoriul nostru, nu ce, toate relele speli, cele bune sezoane. Și fraților români le transmit cele mai fierbinți salutări din partea mea. Unii că le doresc și le mulțumesc frumos pentru susținere și le doresc și ei să fie fericiți. Și poate cumva să fim unii uniți, măcar în Europa, dacă și în Europa de-am ca suntem acasă. Ce le-ați transmite generațiilor mai tineri? Din astfel ține să fie onești, în primul rând, să fie muncitori, să fie colegi buni, să susții pe toți, și la bine și la rău, și să lupte pentru binele țării. Nu mă tem. Cât mi-a dat, atât îmi străiesc. Atâta vreau. Să nu mor în suferință. Dacă ar fi să pot muri fără să sufăr, adică tot fără suferință nu-i, dar nu chiar așa cum o să vezi soția mea, cum o să vezi colegii și mea și mai departe, 5 ani la pat cu insulturi și durești, nevoie, nu te poți mișca, nu poți ieși din casă, de cum. E foarte greu, foarte greu. Așa cum am murit eu, am a treia oară, ar fi bine. N-am mai simțit nimic, absolut. Nici n-am văzut pe nimeni, nici n-am auzit pe nimeni, nimic. Unde-ți dacă e ceva măcar, nu nimic. Care este sensul viața? De trăit, de muncit, de lucrat, de petrecut, de sărbătorit. Nu. Să nu sufere de boală. Asta e lucru. Așa-i.